Și schimbăm registrul acum. Polițiștii au descins în această dimineață la sediile mai multor firme din Gorj, Hunedoara, Cluj, Vâlcea și București. Administratorii firmelor, două dintre ele din Târgu Jiu și Polovraj, sunt suspectați că au făcut afaceri fictive pentru a se sustrage plății taxelor către stat. Prejudiciul estimat de autorități este de aproximativ 450.000 de lei. Oamenii legii au descins în această dimineață la mai multe locații de unde au ridicat o serie de documente. Polițiștii îi suspectează pe cei implicați de afaceri fictive pentru a se sustrage plății taxelor către bugetul de stat. Prejudiciul se ridică la 450.000 de lei. Din cercetările efectuate de polițiști are ieșit faptul că în perioada 2009-2012 aceștia ar fi înregistrat în evidențele contabile ale societăților operațiuni fictive în domeniul construcțiilor și al materialelor de construcții. Prejudiciul cauzat prin desfășurarea acestei activități infracționale este de aproximativ 450.000 de lei. Polițiștii vor continua cercetările în acest caz.